Bună ziua tuturor! Astăzi este un live spontan în care sunt deschisă la întrebări și răspunsuri despre terapie holistică, despre terapia pe care eu o abordez. Am aici și o carte dragă mie, Vibrația, calea către sine. Bună ziua, bună ziua! De obicei, aceste live-uri le susțin cu tematică. Cele cu tematică le susțin în zilele de marți și joi de la ora 20:20. Pentru cei care nu reușiți să intrați la aceste ore, înregistrarea o veți găsi pe canalul meu de YouTube. Dar vă recomand, dacă simțiți că rezonați cu mine, să intrați live, pentru că vom efectua și meditații împreună și exerciții de curățare. Și aveți ocazia, bineînțeles, să-mi adresați și întrebări. În setul de 8 live-uri pe care mi l-am setat ca și obiectiv de aici înainte, de câteva live-uri în urmă, mi-am propus să vorbesc despre calitățile chakrei rădăcină. Chakra rădăcină este cea mai importantă chakră pentru cei care nu sunteți familiarizați cu chakrele. Este un centru energetic care se află în plan subtil, în plan energetic, în ființa noastră și care coordonează anumite organe din ființa noastră. Da? Organe principale, cum ar fi coloana, sistemul circulator, sistemul imunitar, da? Dar mai multe informații despre chakra rădăcină și despre bolile asociate chakrei rădăcină și cum ne influențează pe toate planurile. O chakră rădăcină dezechilibrată ne influențează pe plan financiar, emoțional, mental, interuman, da? Mai multe detalii despre financiar, emoțional, mental, interuman, da? Mai multe detalii despre acest subiect le vom dezbate în zilele de marți și joi. Am vrut să fac așa o prezentare pentru cei care nu ați participat până acum la vreun live de al meu. Și în aceste live-uri, în zilele de marți și joi, în care vom discuta despre chakra rădăcină, discutăm mai exact despre calitățile chakrei rădăcină, despre sănătate, despre sentimentul de acasă, despre siguranța mentală, emoțională, fizică, financiară. Am discutat data trecută. Da? Bună seara! Bună seara! Am rămas cu bună seara! Am intrat și aseară și am rămas cu bună seara! Bună ziua! Da? Vom discuta și despre împământare, despre încredere, despre stabilitate și nu mă refer doar la stabilitatea pe care ne oferă obiectele din exteriorul nostru, casa, banii, persoanele, da? La stabilitatea interioară, da? Vom discuta în aceste live-uri. Bună, Mateo, mă bucur că ai reușit să intri și astăzi. Vom discuta și despre abundență, bineînțeles, și eu, de exemplu, am lucrat foarte mult pe partea aceasta de abundență, de a învăța să mă echilibrez la nivel financiar, bună, da? Prin a lucra cu mine, a lucra cu mine energetic, din punct de vedere energetic, mental, emoțional, da? Și o să mai fie încă o temă pe partea asta de chakra rădăcină. Cât mai multe tap-tapuri să ajungă acest live la persoane interesate de ceea ce eu vă ofer. Bun venit, Ștefania! Dacă simți să intri, cu mare drag, discutăm. Ștefania este un mentor foarte bun de-al meu, care m-a tot susținut de-a lungul vremii și mi-este și o prietenă foarte bună. Și ne-am propus să avem ceva împreună și cu alte persoane pasionate de acest domeniu, dezvoltare personală. Așa că când va fi momentul, Ștefania, te voi invita în live alături de mine să dezbatem anumite subiecte concrete, poate discutăm un pic despre ele în avans. Astăzi am hotărât să fac un live spontan, să vedem cum rezonez și cu ziua de vineri. Da?
Și pentru că... Da, și la un moment dat, în aceste live-uri, bună ziua tuturor, în aceste live-uri vom vorbi, bineînțeles, și despre partea financiară, despre abundență, despre prosperitate. La un moment dat, poate, voi descărca pentru voi, pentru cei care veți intra constant, vom descărca programe pe partea asta de abundență, de prosperitate, de bani, da? Și vă voi împărtăși mai multe informații din sfera aceasta, pentru că am tot lucrat, am obținut rezultate și vreau, sunt nerăbdătoare să vi le împărtășesc. Așa că cei care sunteți interesați despre subiectul abundență, prosperitate, o să îmi scrieți în privat, în primul rând. Ok, mulțumesc, Ștefania. Da, deci cei care sunteți interesați despre subiectul abundență, o să scrieți în privat abundență și voi face la un moment dat un live despre acest subiect. Dar până atunci, astăzi discutăm random despre ce o să simt, despre... avem și sesiune de întrebări și răspunsuri, așa că vă invit să îmi adresați întrebări. Bună, Roxana! Să-mi reamintesc ce m-ai învățat în programul tău de abundență, mai ales că m-a ajutat, spune Ștefania. Da, în programul de manifestare te referi, în programul de manifestare. Mulțumesc, Roxana! Da, în programul de manifestare am... Mulțumesc! În programul de manifestare am lucrat pe... Bună! Educație cu aromaterapie, bună ziua! În programul de manifestare, dacă la început, când am simțit să fiu ghidată să deschid acest program de manifestare, am lucrat pe relații, bani, job și sănătate. A doua oară am simțit să introduc și categoria suflet, da? Pentru că fără să fim conectați cu sufletul meu, degeaba ne dorim noi Lamborghini și mai știu eu ce case și partenere, da. Da? Deci fără să avem conexiune cu sufletul nostru, nu putem primi, da? Vin acele dorințe, pot veni, dar nu înseamnă că le putem și menține. Bun, hai să vedem până una alta. Vă puteți trece numele, puteți să treceți și orașul din care scrieți pentru a vă extrage un card pozitiv, da? Un mesaj pozitiv. Vă treceți numele pentru a extrage din energia voastră și nu din energia mea. Hai să vedem ce curajoși avem astăzi și dornici să afle mesaj din partea cardurilor cele patru legăminte. Da? Ștefania București. Și apoi Niculina din Satul Mare. Ia uzi. Ce frumos. Pentru Ștefania. A și căzut cartea. Nu face presupuneri inutile. Învață să pui întrebări. Cu toții facem presupuneri inutile, mai ales când funcționăm din autosabotor, da? Este întotdeauna de preferat să pui întrebări decât să faci presupuneri. Ștefania, se pare că energia ta se simte deja. Știi la ce mă refer? Cultivă curajul de a pune întrebări până când totul îți devine clar. Ascultând răspunsurile la întrebările tale, nu mai trebuie să faci presupuneri, căci ajungi să cunoști adevărul. Da, de cele mai multe ori și eu și XYZ facem aceste presupuneri. Pentru că, na, ne-am format un tipar în ani de zile. Ca să schimb un tipar, este necesar în primul rând să-l observ și apoi să lucrez pentru a-l schimba. Da? Și eu, zilele trecute, am conștientizat că era necesar să comunic ce-mi stătea pe suflet și simțeam așa oarecare vinovăție. Da? Am comunicat, persoana cealaltă și-a
exprimat opinia care nu era pe aceeași lungime de undă cu a mea, m-am liniștit și totul s-a clarificat. Bun. Să trecem la persoana următoare. Avem aici persoane nerăbdătoare. A doua persoană, Niculina din Satul Mare. Niculina din Satul Mare, ia să vedem. Pentru Niculina un mesaj. Tot așa, nu face presupuneri inutile, nu întâmplător, da? Cu siguranță găsești un moment din viața ta în care ai făcut presupuneri inutile. Cere ceea ce îți dorești. Găsește-ți curajul de a cere ceea ce îți dorești. Ceilalți au dreptul de a-ți răspunde, afirmativ sau negativ. Dar tu ai întotdeauna dreptul de a cere. În mod similar, fiecare om are dreptul de a-ți cere ceea ce își dorește, iar tu ai dreptul de a-i răspunde afirmativ sau negativ. Da? Să ne dăm voie să cerem, chiar dacă poate vom fi refuzați, vom fi respinși, dar în primul rând ne-am onorat dorința noastră să cerem, să comunicăm, să întrebăm, să spunem, da? Ne-am onorat întâi dorința noastră de a face unul dintre aceste lucruri. Că am fost respinși, poate nu era persoana potrivită. Sau poate nu era momentul potrivit să primim acel ceva de la acea persoană. Ia să vedem următoarea persoană. Ioana. Balanță, 18 ani și ce sentimente are fostul în legătură cu mine? El este rac. Mai întâi să extrag o carte. Aici nu, să știi că tarot nu fac, dar dacă îmi vine vreun mesaj pentru tine, intuitiv, o să-ți spun, da? Pentru Ioana, balanță. Că asta am extras eu, nu-i bine, trebuie să cadă ea. Asta. Ioana Balanță. Fă întotdeauna ce îți stă în puteri. O pisicuță, da? Bucură-te de viața ta așa cum este ea. Și această carte, scuză-mă un pic că mă întrerup, îmi amintește de o doamnă care mi-a scris într-un live referitor la fata ei, care de 2 săptămâni avea o stare de anxietate, mâini și picioare reci și palpitații, și am discutat în particular, astfel încât să-i pot adresa mai multe întrebări, să mergem un pic în profunzime. Și descoperisem împreună că exista frica de moarte, cu siguranță preluată, deci exista la fiică, cu siguranță este preluată de la mamă și poate de pe linie transgenerațională. Da? Și ce le-am spus? Unul dintre lucrurile pe care le-am oferit de făcut, de efectuat, a fost să se bucure mai mult de viață. Da? Exact cum spune aici. Bucură-te de viața ta exact așa cum este ea. Și cu bune și cu provocări, da? Extragem lucruri pozitive din fiecare provocare. Și să continui. Ești viu, deci bucură-te de viața ta așa cum este ea. Tu te-ai născut cu dreptul de a fi fericit, de a iubi și de a-ți împărtăși iubirea. Singurul lucru care contează este acela de a fi pur și simplu. Pur și simplu. Nu emisiunea Pur și Simplu. De a-ți asuma riscul de a te bucura de viață. Da? Să lăsăm la o parte autosabotorul și toate gândurile alea care nu se mai termină. Bună, Florin! Și să ne dăm voie să ne bucurăm de viață. Ia uite ce frumos! Bună, Nico! Cam zâmbăreață azi! Păi da, de ce nu? Mai ales că mă simt foarte bine. Robert, Leu, 10-a, 8-a, 85. Numai un pic că mă întreba ce sentimente are fostul în legătură cu mine. A, deci este un fost. Tu ești importantă, Ioana. Tu ești importantă și odată ce tu îți oferi atenție, grijă, afecțiune, tot ce-i mai potrivit vine la tine, inclusiv pe partea de relații, da? Și este vorba în general.
de noi oameni. Odată ce noi ne oferim ceea ce ne-am dorit să primim de la partener, asta am discutat și în programul de manifestare. Tu nu-ți dorești, de fapt, partenerul, fostul partener, fosta parteneră. Tu îți dorești ceea ce ți oferea acesta, aceasta. Ce ți oferea? Poate ți oferea mai multă atenție, cadouri, timp petrecut împreună, da? Și odată ce tu începi să ți le oferi, ție însăți sau însuți, automat vei atrage pe cineva care îți va oglindi aceste lucruri. Așa că hai să ne focusăm pe prezent, da? Încarcă-te, Ioana, încarcă-te pe toate planurile, mergi și fă toate acele lucruri pe care n-ai îndrăznit să le faci, să începi hobby-uri noi, să, da? Știi la ce mă refer. Așa. Tap-tapuri să ajungă acest live la cât mai multe persoane interesate. Bună, Nico. Robert. Robert Leu. Hai să vedem un mesaj pozitiv. Un card al celor patru legăminte pentru Robert. Wow, două. Acesta este primul pentru Robert. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Devino un magician alb. Întreaga magie pe care o posezi se bazează pe cuvintele tale. Și creezi tot timpul vrăji prin opiniile tale. Da? Nu întâmplător m-am îmbrăcat în albastru. Este culoarea ceacrei vorbirii, da? A adevărului. Tu tot timpul creezi vrăji prin opiniile tale. Tu poți vrăji pe cineva prin ceea ce spui. Dar la fel de bine îl poți elibera de o vrajă. Adică poți apela la minciună sau poți apela la adevăr. Apelând la minciună, vom atrage aceleași situații în viața noastră. Da? Folosim cuvinte pure, cu vibrație înaltă, ne folosim de adevăr, spunem ceea ce ne dorim în maniera potrivită și diplomată, asta vom primi în schimb. Dar adevărul ne eliberează, ne deblochează. Nico, sigur, este necesar să îți tregi numele pentru a extrage din energia ta. Alexandra Buzău. Petre Mihai e scris Taur. Nu mă ajută să extrag o carte, este necesar să scrii numele pentru a extrage din energia ta. Alexandra din Buzău. Pentru Alexandra din Buzău. Am căzut mai multe, o să extrag încă o dată. Alexandra din Buzău. Astăzi este un live spontan cu întrebări și răspunsuri. Puteți să-mi adresați întrebări și răspunsuri care vă vin intuitiv. În general, aceste... Astăzi este un live spontan cu întrebări și răspunsuri. Puteți să-mi adresați întrebări și răspunsuri care vă vin intuitiv. În general, aceste 20. Tema pe care o abordez în următoarele 8 live-uri care au început deja, am făcut 3 până acum, este despre chakra rădăcină, despre bolile asociate centrului fundației noastre, da? Care se ocupă de echilibru mental, emoțional, financiar, probleme, ca și boli, ar fi problemele la colon, cu imunitatea, cu sistemul circulator și altele. Pentru Alexandra, nu interpreta nimic la modul personal. Privește-i pe ceilalți exact așa cum sunt. Și vedem aici, și-a dat ochelarii jos, da? Ca să privească clar, ochelarii de soare, da? Să privească clar pe ceilalți oameni.
Atunci când îi vezi pe ceilalți, exact așa cum sunt, fără să iei nimic la modul personal, tu nu poți fi rănit de ceea ce spun sau fac aceștia. Chiar dacă te mint, nu te deranjează. Te mint pentru că se tem că vei descoperi că nu sunt perfecți. Da? Deci, privește-i pe ceilalți exact așa cum sunt. Nu lua nimic la modul personal. Da, și ce aș putea să completez? În momentul în care noi tratăm pe cineva cu blândețe, cu deschidere, cu bunătate, cu grijă, cu respect, da? Și primim minciună, falsitate de la acea persoană, nu trebuie să o luăm la modul personal, că fiecare dă cât are, știți? Fiecare oferă ce are în suflet în acel moment. Nu înseamnă că persoana care ne oferă răutate are doar răutate în suflet, dar și-a pus focusul, atenția pe acea parte dureroasă, da? Așa că voi să spuneți ce aveți de spus, să întrebați, să clarificați, să cereți când simțiți și o faceți în primul rând pentru voi, indiferent de cum reacționează persoana din fața voastră. Nicoleta Pești. Să vedem pentru Nicoleta. Mulțumesc, Stefania, mulțumesc, Roxana. Pentru Nicoleta Pești, care e în aceeași zodie cu... Fă întotdeauna ceea ce îți stă în puteri. Abandonează-te și detașează-te de trecut. Da? Acestea sunt și două reguli pe care eu le ofer în programele mele oamenilor cu care lucrez, astfel încât să își atingă obiectivele, să treacă dincolo de iluzia fricii, de iluzia ieșirii din zona de confort, de frica, de panica de a ieși din zona de confort. Da? Să ne abandonăm către ceea ce vine, având încredere că suntem susținuți și ghidați. Toți îmi spun așa. Ai văzut? Da, deci este o confirmare că este potrivit să faci aceste lucruri. Dacă viața te-a privat de ceva, renunță să te mai cramponezi de lucrul respectiv. Atunci când te abandonezi și te detașezi de trecut, tu îți acorzi permisiunea de a fi plenar viu în momentul prezent. Detașarea de trecut îți permite să te bucuri de visul pe care îl experimentezi acum. Da, deci se întâmplă să nu primim ceea ce ne dorim când ne dorim. Poate nu este momentul potrivit. Poate dacă ar veni acel ceva, noi nu am avea ustensilele necesare pentru a menține ceea ce ne dorim. Poate va veni mai târziu, când suntem într-o stare de detașare. Da? Cu mare drag. Asta am vorbit foarte mult despre detașarea. Asta foarte mult am vorbit în programul de manifestare pe care l-am susținut. Program care a dat rezultate pentru anumite persoane care erau perseverente. Da? Nu este suficient să fii motivat, să găsești o tehnică anume pe care să o aplici și să nu ai rezultate din prima, pentru că nu se întâmplă rezultatele peste noapte și apoi să abandonezi, da? Mai degrabă au avut rezultate în programul de manifestare cei care au fost perseverenți. Și a doua oară, am reluat și a doua oară acest program de manifestare, bineînțeles, au fost și persoane care au avut rezultate foarte frumoase și puteți să găsiți testimonialele pe profilul meu de TikTok. Au fost persoane care erau axate să manifeste partenerul sau să, în principiu, asta își doreau, să își manifeste fostul partener, da? Și le explicam că nu manifesti chiar și în celelalte programe de manifestare care sunt pe piață, da?
și se bazează pe a spune tot felul de tehnici pentru a-ți manifesta partener. Îți recomandă să scrii tot felul de chestii, că se gândește la tine și așa mai departe. Nu spun că nu ar funcționa, dar este ca o magie, da? S-a întâmplat ca o persoană să manifeste de 8 ori. Fostul partener și nu au reușit să rămână împreună, da? Pentru că nu este suficient, sunt tehnici de suprafață. Sunt tehnici de suprafață. Până nu înțelegeți că este necesar să lucrați cu voi înșivă, cu relația voastră, cu relația cu voi înșivă, da? Nu veți atrage decât lucruri, persoane care nu vă prețuiesc cu adevărat. Odată ce voi nu vă prețuiți astfel încât să lucrați cu voi. Da. Și pentru că am văzut că anumite persoane erau atât de focusate să facă anumite tehnici pentru a manifesta partenerul și le-am explicat. Le-am explicat prin diferite formule, prin diferite filmulețe și efectiv nu au înțeles. Și am primit intuitiv, am primit ghidare să deschid programul de curățare și armonizare a celor 7 chakre, așa am simțit să îi pun și numele, pentru a lucra la relația cu noi înșine, pentru a lucra pe fiecare aspect din ființa noastră, pentru a lucra pe a ne ierta în primul rând, pentru că în fosta relație nu am știut să fim mai nu știu cum, da? Pentru a învăța să comunicăm. Pentru că nu știm să comunicăm. Ne este teamă, ne este jenă, ne este rușine să comunicăm. Lucrăm în programul acesta de curățare și armonizare a celor 7 chakre pe curățarea capului, a centrului subtil al intuiției. Pentru că, efectiv, foarte mulți dintre noi avem multă ceață, multă ceață. Și în loc să vedem oportunitatea potrivită, omul potrivit, prietenul potrivit, vedem pe dos, da? Pentru că este multă ceață. Ce mai lucrăm în programul acesta de curățare și armonizare a chakrelor? Lucrăm pe putere personală, plexul solar, da? Ca să avem încredere, ca să știm care ne sunt limitele, ca să știm că merităm să avem o relație armonioasă, că merităm să avem, să facem bani frumoși din ceea ce iubim să facem. Da? Și tocmai de aceea am deschis acest program de curățare și armonizare a celor 7 chakre, pentru că totul pornește de la relația mea cu mine. Dacă relația mea cu mine nu este bună, adică nu știu să mă opresc, nu știu să spun nu. Nu știu ce îmi place, nu știu ce vreau. Da? Mă focusez să le ofer celorlalți cu gândul că așa îmi vor oferi și mie. Deci dacă eu am o astfel de relație cu mine, da, asta se va reflecta și în relația pe care o am cu ceilalți oameni, cu familia, cu banii, cu iubirea, totul, toate relațiile, totul este interconectat. Toate ariile vieții noastre sunt interconectate. Da, programul acesta de curățare și armonizarea celor 7 chakre mai este în desfășurare și m-am gândit să ofer 20% reducere pentru cei care vor să se înscrie astăzi, da? Putem avea o discuție de claritate astfel încât să vedem dacă vă este potrivit, pentru că nu lucrez cu toată lumea, da? Lucrez doar cu oameni care sunt dedicați, oameni hotărâți să acționeze către schimbare.
Puteți face și donații, cine simte, pentru aceste live-uri. Pentru live-urile care sunt deja descărcate și cele înregistrate și sunt încărcate pe profilul meu de YouTube. Bun. Nicoleta Pești. Ți-am extras ție, Nicoleta. Ți-am extras. Să vedem cine își mai trece numele. Nu o să stau foarte mult. Am vrut așa să văd cum este, cum se simte energia în ziua de vineri. Și într-adevăr, de vineri spre weekend, oamenii sunt mai liniștiți și se simte cumva altfel. Nu pot să cred. Am uitat eu să dau bună ziua, bună ziua. Ți-am zis, Nicu, așa, bună ziua. Cine mai dorește să îi extrag o carte, își trece numele, poate și orașul? Dacă aveți alte întrebări despre terapia holistică, despre energie, că nu știu dacă este acum în live, cineva mi-a recomandat să vorbesc despre energie. O persoană care a intrat o singură dată în live și susțin live-uri de... Am făcut până acum vreo 10-14 live-uri, da? Și am vorbit despre energie. Și mi-a sugerat să vorbesc mai mult despre energie. Am creat și un mic ghid de curățări energetice pentru începători. Îl găsiți în linkul din bio. Îl puteți descărca de acolo. Dacă întâmpinați probleme, puteți lăsa un mesaj în privat. Și avem aici un curajos, Vlad din București. Pentru Vlad din București, un mesaj intuitiv, un mesaj pozitiv din cele patru legăminte, un card. Bună, Dingă! Bună, bună! Imediat și pentru tine, Elena Magdalena, pentru Vlad București. Hai să vedem. Vlad respiră! Mulțumesc, Nico! Mulțumesc! O zi frumoasă și ție! Pentru Vlad, un mesaj. Pentru Vlad din București. O să extrag așa. Ia uite ce frumos. Fii impecabil prin tot ceea ce spui. Descătușează puterea cuvintelor tale. Da? Ce vorbeam? Astăzi se pare că este despre chakra vorbirii, chakra adevărului. Cuvintele tale întruchipează puterea ta creatoare. Este un dar primit direct de la Dumnezeu. Pentru că aș putea să interpretez ce spune aici. De ce cuvintele tale reprezintă puterea ta creatoare? Pentru că chakra gâtului cu chakra sacrală sunt conectate. Da? În chakra sacrală este energia sexuală, energia vitală. Da? Și odată ce noi o folosim prin cuvinte, prin creație, prin cânte, prin a crea poezii, noi ne folosim puterea. Da? Este important să ne folosim puterea în scopuri benefice. Elena Magdalena vrea pentru nepoțelul Sebastian. Pentru nepoțelul Sebastian, un mesaj, un card. M-ai extras-o pe aceasta, dar așa e potrivit. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Devino un magician alb. Deci v-am spus că astăzi este despre chakra vorbirii, nu întâmplător, chakra adevărului. Nu întâmplător m-am îmbrăcat în albastru. Întreaga magie
pe care o posezi, Sebastian. Se bazează pe cuvintele tale și creezi tot timpul vrăji prin opiniile tale. Tu poți vrăji pe cineva prin ceea ce spui, dar la fel de bine îl poți elibera de o vrajă. Ok? Mare drag. Aceste live-uri, după cum am spus și la început, astăzi este un live spontan, cu întrebări și răspunsuri. În mod normal, susțin live-uri cu tematică în fiecare zi de marți și joi de la ora 20:20. Aceste live-uri au ca subiect tema cea crei rădăcină, da? Și calitățile acesteia. Și aceste live-uri se desfășoară atât cu parte teoretică, de informare, vorbim despre bolile asociate dezechilibrelor chakrei rădăcină, avem și exerciții de curățare, facem și scurte meditații. Și aseară, pentru că a fost și astăzi, va mai fi lună plină în Berbec, am făcut cu cei care au intrat în live o meditație de transformare și curățare. Și această meditație am înregistrat-o și am încărcat-o pe profilul meu de YouTube. O puteți găsi acolo. Vă rog să dați like, subscribe, să lăsați un comentariu, să dați share pentru a încuraja toată munca pe care o realizez pentru voi. Ok? Da? Sunt importante like-urile. Sunt importante distribuirile. Oferiți ceea ce puteți pentru aceste live-uri pe care vi le ofer, pentru informațiile pe care vi le ofer aici. Ce simțiți? Like-uri, distribuiri, donații, ce simțiți voi? Este important să fie un schimb în permanență, da? Un mulțumesc, o floare, ceva. Este important. Recunosc că și eu foarte mult timp urmăream diferite persoane, le admiram în secret. Nu, aveam blocaj pe partea asta de comunicare. Nu mi-era la îndemână, nu știam că o poate ajuta pe acea persoană să îi spun da, bravo, îmi place, să-i dau like, să dau mai departe. Însă, de ceva ani încoace, efectiv și pe stradă, credeți-mă, dacă văd ceva ce-mi place, văd o doamnă care are o coafură deosebită, o opresc și spun, Doamnă, aveți o coafură extraordinară și o fac din suflet și nu mă plătește nimeni să fac asta, da? Văd pe cineva pe Facebook, văd că are un material deosebit, o postare, ceva, scriu, îmi exprim părerea. Trebuie să exersăm, să vorbim mai mult, mai clar. Pentru atât lucrurile care ne sunt ușor de comunicat, complimente. Cu siguranță complimentul este mai ușor de comunicat decât acele lucruri care ne deranjează, da? Și exersăm, câte puțin, în fiecare zi. Vedem o bătrânică pe stradă, o întrebăm, vreți să vă ajut? Aveți nevoie de ajutor? Da? Implicați-vă, pentru că bucuria o să fie dublă, atât cât simțiți. Nu trebuie să donați bani, dacă nu simțiți să donați bani. Spuneți un bună ziua. Nu știu. Faceți un compliment. Am coborât odată din autobuz și o doamnă mi-a făcut un compliment. Nu mă refer la bărbați, da? Și bărbații fac. Dar noi, între noi, femeile, să ne ajutăm, să ne susținem. Și în grupul de feminitate pe care l-am deschis pe Facebook, Am tot realizat postări despre feminitate, da? Și despre invidie. Chiar am făcut un videoclip, o să-l găsiți și aici pe TikTok, despre invidie. Ce înseamnă invidia asta? Cum ne dezavantajează? Invidia, de fapt, ne determină să credem că cel din fața noastră e mai strălucitor decât noi. Și,
Și, de fapt, întorcându-ne atenția către noi, noi ne facem mai mici. Dar nu e despre asta. Odată ce noi admirăm ceva la cineva, chiar dacă noi avem impresia că nu avem acel ceva, de fapt, noi îl avem. Mă refer la calități, da? În momentul în care eu admir la o femeie o anumită calitate, ce se întâmplă? Acea calitate, cumva, eu o extrag prin faptul că mi-am pus atenția pe ea. Da? O extrag și o voi dezvolta și eu, pentru că este și în mine. Odată ce am văzut ceva în cineva, acel ceva se află și în mine, există și în mine. Și cam asta despre invidie, pe scurt. Hello, hello! Bună tuturor! Treceți numele, puteți să îmi adresați și întrebări. Ce simțiți ca întrebare? Bună ziua, Mihai Petrișor, mulțumesc frumos! O zi frumoasă și ție! Vă treceți numele dacă vreți să vă extragă un card din cele patru legăminte. Mai fac o pauză, că am vorbit într-una, până mai treceți numele. Roxana. Roxana din Suceava. Bună, Roxana! Bună! Mă bucur! Pentru Roxana. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Unele sunt similare ca și titlul, dar se diferențiază, da? Caută să știi adevărul. Dacă auzi o opinie, imediat, Ștefania, dacă auzi o opinie și o crezi, tu faci automat un legământ. Da, deci tot despre, mă gândesc, în timp ce citesc, mă mai gândesc și la altceva. Dacă auzi o opinie și o crezi, tu faci automat un legământ. Iar aceasta devine parte integrantă din sistemul convingerilor tale. Singurul lucru care poate rupe acest legământ este un nou legământ, bazat pe adevăr. Numai adevărul are puterea de a te elibera. Deci caută să știi adevărul. Comunicați, întrebați. Mai ales noi, cei care obișnim să vorbim intuitiv, să comunicăm intuitiv, să ne gândim în mintea noastră la acel subiect și apoi să continuăm prin a transmite, folosind cuvinte, mesajul, da? Este important să avem mai multă claritate atunci când comunicăm. Și chiar dacă par anumite lucruri de la sine înțelese, trebuie să exersăm pe partea asta de a comunica cât mai simplu, cât mai clar. Pentru că ne-am obișnuit să folosim atâția termeni sofisticați, atâția termeni filozofici și uităm să comunicăm simplu. Vreau programare la masaj, da? Când sunteți disponibil, veniți acasă la pacient, sau vin eu la dumneavoastră la cabinet? La ce oră puteți veni? Da? Discutăm cât mai clar. Ștefania, spune-mi, te rog, despre tiroidă, nu reușesc să mă vindec. Ce nu reușesc să văd și să înțeleg? Comunicarea asta simplă, cât mai clară. Da? Deci comunicarea asta simplă, cât mai clară. Noi ne știm și ce să zic, că tu știi și eu știu că tu știi și da?
Dar ce am făcut eu? Ce am făcut eu pentru a avea mai multă claritate? A, uite și ce mi-a venit acum a doua oară minte să spun, rugăciuni. Deci m-am, spuneam tatăl nostru seara, când îl spuneam, nu l-am mai spus de mult. Și la un moment dat am zis, băi, trebuie să îmi reglez conexiunea cu divinitatea, spunând rugăciuni. Și spuneam rugăciuni cu voce tare, dimineața, ca să îmi schimb vibe-ul pentru întreaga zi, da? Bun, și am luat rugăciuni pentru fiecare ceacră în parte și am citit rugăciunea pentru fiecare ceacră în parte și îți trimit dacă vrei, Ștefania. Cu voce tare, 5 rugăciuni la rând, cu voce tare. La început, ce crezi? Mi se usca gâtul. Nu puteam. Nu puteam să le spun până la final. Mi se usca gâtul și am zis, nu se poate. Eu mi-am setat un obiectiv de 30 de zile la rând, da? Să spun rugăciuni. Și rugăciunea atât de mult ce curăță canalul central, curăță coroana, curăță intuiția, vai, și gâtul, bineînțeles. Da? Extraordinar. Și crede-mă, Ștefania, că am început să vorbesc mai fluent. Deci mi se curățase și gâtul. Mi se curățase gâtul. Cu mare drag, Roxana. Mi s-a curățat gâtul. Poți să testezi și asta, dar să o faci constant. Chiar dacă vin tot felul de scuze. Testează ceva. Poți să testezi și varianta asta și să vezi. Eu știu că tu ai făcut multe lucruri și Ștefania este foarte, foarte deschisă la multe lucruri. M-a ajutat extraordinar de mult. Sper că a ajuns să... Da, este o idee foarte bună. Mulțumesc mult. Da, deci rugăciune. Rugăciune. Pe mine asta m-a ajutat și pe partea de gât, în primul rând, da? Mi s-a curățat gâtul. Nu mai mi se usca. Nu mi se mai bloca vocea când vorbeam. Păi, uite, că am ajuns să vorbesc în o oră aproape într-una. Ceea ce nu puteam. În primele live-uri mi se usca gâtul. Mi se oprea vocea. Am grijă, stai liniștit, George X. Asta este o practică pe care nu am încercat-o, dar se simte o tehnică bună. Da. Testează, dar setează-ți un obiectiv. Hai nu 30 de zile dintr-o dată, măcar 7 zile, 5 zile, acolo. Și crești ulterior numărul de zile pentru obiectiv. Bun. Hai să vedem dacă mai aveți întrebări. Dacă vreți să vă mai extrag un card. Nu o să mai stau foarte mult. Nu știu exact când mai intru pentru live-urile spontane în care pot să vă răspund la întrebări, da? Cei care sunteți dornici să lucrați cu voi pe ceacre, încă mai este în desfășurare programul de curățare și armonizare pe cele 7 ceacre, în care avem și sesiune de dans intuitiv. Și cei care vă înscrieți astăzi aveți 20% reducere la acest program. Avem inițial o întâlnire de claritate în care discutăm să vedem dacă vi se potrivește. Nu lucrez cu oricine. Ok. Avem... altă doritoare, Ileana din Hunedoara. Pentru Ileana din Hunedoara, un card din cele 4 legăminte. Inspirăm și inspirăm și lăsăm mesajul pentru Ileana. Nu face presupuneri inutile. Discerne adevărul. Cum putem discerne adevărul când noi avem ceață? Aici, da? În zona capului, la claritate, la intuiție.
Nu putem discerne adevărul. Nu putem discerne adevărul când noi nu știm care e adevărul nostru, ce vrem noi, ce simțim noi, ce ne place, ce ne displace. Asta a fost așa o paranteză. Problema cu presupunerile este că noi credem că sunt adevărat. Și fac încă o paranteză. Presupunerile sunt ca noroiul care ne sare pe blugi. O vorbă a unei minunate prietene, Claudia, așa îmi spunea. Opiniile sau presupunerile în acest caz ale celorlalți sunt ca noroiul care sare pe pantofi. Pe pantofi, pe blugi. Da? Deci nu sunt reale, nu sunt ale noastre. Chiar și presupunerile astea nu sunt reale. Dacă ai pantaloni scurți, sare pe piele. Pe unde să sară? Problema cu presupunerile este că noi credem că sunt adevărate. Facem o astfel de presupunere. Ajungem la o înțelegere greșită. O luăm la modul personal. Iar apoi reacționăm transmițând mai departe o travă noastră emoțională, prin cuvintele pe care le rostim. Creăm astfel o mare dramă pentru nimic. M-am zgâriat la gură. Bun. Și cum aș putea să mai interpretez acest card? Noi facem presupuneri în funcție de nivelul nostru de iubire de sine, de cunoaștere de sine. În funcție de nivelul nostru de a merita. Da? Asta fac și în programele, cursurile pe care le susțin cu clienții mei. Lucrez ca și terapeut holistic, terapeut energetic, lucrez la a curăța cele mai profunde structuri din ființa noastră. Ce înseamnă să curăț? Ca terapeut energetic, susțin, ghidez clientul să renunțe, să identifice mai întâi blocajele care există în viața lui, toate acele fâșii de ceapă care îl acoperă și nu sunt el. Sunt programe implementate de societate. Sunt tipare mentale preluate pe linie transgenerațională. Sunt păreri ale altor persoane despre el, care au în timp a început să le creadă și el a devenit asemeni acelei păreri primite de la oamenii din jur, da? Și eu ce fac cu clientul? Îl ajut să dea la o parte, să facă curat, da? Să renunțe la toate aceste straturi care nu le reprezintă, să-și îmbunătățească, astfel încât să ajungă la esența lui, să ajungă la darurile primite prin drept divin de la naștere. Și această curățare, cum am spus, are acest scop de a intra în contact cu darurile pe care le-a primit de la naștere, de a avea o relație mai bună cu sine, de a se iubi mai mult, de a se accepta, de a se ierta, da? Automat și o relație mai bună cu semenii, o relație mai armonioasă cu banii, cu iubirea și automat și sănătatea. Pentru că totul pornește de la relația pe care eu o am cu mine. Da? Mulțumesc, Dinca, pentru ajutor. Mai avem un pic. Mai avem un sfert de oră, cu mare drag, Ileana. Mai avem un sfert de oră și o să închei acest live, așa că dați-i bătăi cu întrebările. Dacă mai vreți să vă extrag carduri, vă treceți numele. Înregistrările live-urilor trecute am vorbit și despre chakra sacrală în primele 7 live-uri. Importanța calităților chakrei sacrale. Acolo este
energia noastră vitală, energia noastră sexuală, acolo sunt cele mai mari probleme, mai ales la femei. Odată ce avem blocaje, avem rușine, vinovăție, frică, da? Acestea ne influențează sănătatea ovarelor. Ne influențează pe partea de ciclu menstrual. Avem ciclu dereglat. Pe partea de a fi în energie feminină, a fi conectată cu energia ta feminină. Pe partea de a-ți cunoaște dorințele, pasiunile, a-ți comunica plăcerile și, bineînțeles, a-ți onora feminitatea. Ileana, ce puteți să spuneți despre anxietate? Anxietatea se creează gândindu-ne foarte mult la ce o să se întâmple. Da? Anxietatea este despre viitor. Este frica de necunoscut. Frica de ieșirea din zona de confort. Această frică este o iluzie. Ego-ul este cel care vrea să ne mențină în zona de confort și ne furnizează tot felul de frici, tocmai pentru a sta acolo la cal. Dar de cele mai multe ori, în zona de confort, nu este potrivit să rămânem foarte mult timp. Da? Ce poți face să îți aduci atenția în aici și acum? Să-ți aduci atenția asupra corpului. Să efectuezi sport. Sportul ne ajută să ne conectăm cu mușchii, cu corpul nostru, da? Să faci mai mult sport, să îți creezi un obicei din a fi recunoscătoare. Îți pui pe telefon 7 zile la rând și îți setezi să fii recunoscătoare pentru dimineața, când te trezești, să fii recunoscătoare pentru ce ai deja în viața ta. Să te focusezi și pe hobby-uri, pe plăcere, da? Când ne focusăm pe plăcere, nu ne mai gândim la ce o să fie mâine. Oricum, ceea ce o să fie mâine este influențat de ceea ce fac eu acum, de ceea ce gândesc eu acum. Dacă eu am panică și gânduri de vibrație joasă, asta se va întâmpla, asta îmi va genera acțiunile de mâine. Da? Fac recunoștință, bravo! Poate mai mult sport, poate mai mult... mută-ți focusul, mută-ți atenția pe lucrurile frumoase din viața ta. Începe să faci lucruri noi. Creierul obosește când noi facem continuu același lucru în fiecare zi. Poți face lucrurile un pic diferit, poți schimba traseul către job sau unde mergi tu, da? Începe să faci lucrurile un pic diferit. Apucă-te de cursuri noi și astfel tu îi dai focus creierului. Creierul se focusează pe altceva, nu se mai focusează pe ce o să fie mâine, ce o să se întâmple, da? Iasmina, ce părere aveți despre manifestarea de SP? Fix asta am vorbit cam la începutul live-ului sau la jumătate. Am susținut program de manifestare în două runde, da? Am avut, bineînțeles, și elevi conștiincioși care au lucrat constant, au fost perseverenți și au obținut rezultate, inclusiv pe partea de relații, da? Am avut și elevi care își doreau pastila minune, tehnica minune, care să îi ajute să manifeste fostul partener imediat. De manifestat nu este greu, da? Manifestăm. Dar întrebarea mea este, poți tu să menții manifestarea ta? Poți tu să menții partenerul, fostul partener în viața ta, în condițiile în care el a plecat? Pentru că noi am rulat pe fundal anumite gânduri autosabotoare, da? Și aceste gânduri, aceste obiceiuri s-au creat în ani de zile. Tu cât timp,
prin tehnicile de manifestare pe care le efectuezi, cât timp dedici schimbării tale, schimbării tiparului mental, tiparului energetic și emoțional, cât timp? Da? Deci, manifestarea mai degrabă. Eu, în urma acestui program pe care l-am susținut, am ajuns la concluzia că folosind aceste programe de manifestare, noi suntem preponderent cu atenția în exterior, pe tehnici. Ce tehnică să mai fac? Ce să mai scriu despre fostul meu partener ca el să vină la mine? Da? Deci focusul este pe exterior, pe el, sau poate și pe mine, dar nu suficient. Da, și la ce concluzie am ajuns? Am deschis programul de curățare și armonizare a celor 7 chakre, adică este tot un program de manifestare, dar manifestare de la sine. O manifestare care vine de la sine odată ce eu mă armonizez cu mine, odată ce eu îmi reglez relația cu mine. Da? Și lucrăm pe încredere, pe comunicare, pe a-ți cunoaște limitele personale și a-ți le seta, a-ți le comunica și a le respecta. Lucrăm pe toate acele blocaje care ne împiedică să atragem un partener armonios, un partener potrivit, cu adevărat potrivit. Da? Și nu o să atragem pe cineva când ne dorim să atragem, folosind anumite tehnici. Sau, mai bine spus, nu putem să menținem acea relație. Da? Yasmina? Există fost partener atunci când nu a existat lângă tine? Este o întrebare la care te rog să mai lucrezi un pic, că nu înțeleg. Este vineri, oare imaginația este activată după ziua de joi? Este. Imaginația este. Singurătatea este cel mai adânc moment de gândire. Ne trebuie partener în singurătate? Gică, nu ești obligat să rămâi aici. Te invit să urmărești, să dai skip. Este perfect în regulă. Nu trebuie să crezi, nu trebuie să-mi dai like, nu vreau. Poți să dai skip, e cel mai simplu. Mulțumesc frumos pentru sprijin. Da, cei care nu rezonați, skip, e foarte simplu. Este foarte simplu. Mai sunt și cei cărora le place așa atenția, le place să scrie niște cuvinte așa mai provocatoare, mai cu nuditate, da? Dar nu e nicio problemă. Le oferim și lor un pic de atenție și apoi îi scoatem de aici pentru că, na, eu vorbesc lucruri serioase, dar asta nu înseamnă că nu pot să și zâmbesc, să glumesc, să vorbesc frumos cu toată lumea, da? Nicio problemă. Și nu, netul nu este plin doar de psihologi și terapeuți. Și totul este plin de toate, da? Depinde ce anume activează în tine acele persoane, da? Există niște răni care sunt activate când auzi de astfel de oameni. Dar nu e cazul să discutăm despre asta. Acesta a fost un live spontan, nu o să mai stau foarte mult. În general, live-urile cu tematică le susțin în zilele de marți și joi, de la 20 și 20, și vorbim despre terapia energetică pe care eu o susțin, o ofer, o practic. S-a transformat de la un hobby la o activitate, da? Și discutăm mai exact despre chakra rădăcină, despre bolile asociate acestui centru energetic, acestui centru subtil, da? Să aveți ocazia să-mi adresați întrebări. Lumina asta parcă e cam tare, da, o las așa, când mai stau mult. Când am rând, merg la medic. Ștefan Orion, când singurătatea este ceea ce te ajută, de ce se caută partener? Partener se caută
pentru că simți golul acela și vrei să în loc să te umpli cu tine, adică cu activități care îți plac, vrei să te umpli cu altcineva, vrei să-ți ofere cineva din exterior ceea ce nu vrei tu să-ți oferi singur. Poate flori ca femeie, da? Sunt multe femei care își doresc flori și așteaptă să-i le cumpere un bărbat. Uite că știu foarte multe femei care își cumpără flori pentru că pur și simplu le plac florile, da? Și este necesar să ne oferim noi înșine ce dorim să primim de la partener. Ca apoi să atragem pe cineva care să ne ofere acele lucruri. Ștefan, Orion, depinde de tine. Dacă tu vrei să-ți găsești pe cineva, îți vei găsi. Dacă nu, nu. Da. Mai stau 5 minute. Voi invit și în celelalte live-uri. Poate reușesc să intru și în weekend, vedem. Am văzut că și în weekend, că în weekend e așa o energie aparte și oamenii cumva sunt mai răbdători. Și puteți să-mi adresați mai multe întrebări în weekend. Duminică poate intru. Da? Mi s-a înfundat și nasul. Dacă vrea cineva să-i mai extrag o carte din cele patru legăminte. Sunt persoane care vor o găzduire comună, dar nu le cunosc și nu prea îmi vine să dau găzduire comună așa oricui. Așa că refuz, îmi pare rău. Când dorința este amplificată, este probabilitatea să găsești exact opusul dorinței tale. Ce înseamnă amplificată pentru tine, Ștefan? La ce te referi când spui amplificată? Definiția ta pentru acest cuvânt, care este? Deci la ce te referi când spui amplificată? Când dorința ta este amplificată, există probabilitatea să găsești exact opusul dorinței tale. De obicei, când ne dorim ceva cu ardoare, depinde, da, din ce spațiu. Există două spații, imediat și pentru Răzvan, da. În momentul în care ne dorim ceva, există două spații din care noi ne putem dori ceva. Spațiul de gol, de lipsă, de neajuns, de nerecunoștință pentru ceea ce există în viața mea, sau spațiul de plinătate, expansiune, bucurie, da? Eu dacă îmi doresc din lipsă, dorința mea fuge de mine. Fuge. Pentru că Universul îmi va oferi vibrația, îmi va oferi pe vibrația pe care eu mă aflu, da? Dacă eu sunt în lipsă, sunt în vibrație joasă, deci îmi va oferi tot lipsă. Dacă eu sunt în recunoștință și în indiferență dacă până la urmă primesc sau nu, ca de exemplu, îmi doresc, nu știu, un buchet de flori. Dar nu-mi dau viața, nu fac orice ca să primesc acel buchet de flori. Mie mi este indiferent dacă primesc buchetul de flori sau nu. Da? Așa și cu dorințele care sunt menite să vină către noi. Aceste dorințe vin către noi, pe care nu ni le dorim neapărat. Adică știu că e frumos să am un buchet de flori. Am dat așa un exemplu foarte simplu. Dar pot să trăiesc și fără acel buchet de flori. Un card pentru Răzvan, Stefania. Pentru Răzvan,
un card. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Vorbește cu integritate. Nu spune decât ceea ce gândești cu adevărat. Evită folosirea cuvintelor pentru a te critica sau pentru a-i bârfi pe ceilalți. Aplică puterea cuvintelor tale pentru rostirea adevărului și pentru exprimarea iubirii. E, asta e așa. Da? Normal că o să spunem și ce nu ne convine. Nu o să putem spune, dar important este să o spunem cu iubire, bineînțeles. Și criticile. O să ne iasă și critici. Pentru că, na, nu suntem perfecți, nu suntem roboți și am învățat eu de la cineva să spun, să fiu eu. Să fiu eu și să spun cum îmi vine, da? Să nu mai filtrez atâta cuvintele, să nu mai încerc să fiu într-un anume fel, ci să fiu eu. Ce înseamnă să fii tu? Să fii și nervos, să fii și bucuros, să ai toate stările, să treci prin toate stările. Mai ales noi ăștia spirituali, atâta spălare pe creier ce se practică, să nu judeci, să nu bârfești, să nu critici. Păi ce să mai fii? Ești un robot, te transformi în robot, efectiv. Și, da, deci orice, până și dezvoltarea asta personală în exces, duce la nebunie. La nebunie. Poți să-mi spui domnișoară, nu tanti, nu sunt tanti. Poți să-mi spui domnișoară. Da? Ok. Cu mare drag. Cam atât pentru astăzi. Încheiem. Poate ne vedem și în weekend. Pe duminică. Dacă nu, ne vedem marți și joi de la 20:20. Ștefan Orion, pentru data viitoare o să te rog să pregătești niște întrebări pământene, da? Că la cât vorbesc aici, crede-mă că am obosit. Să mai și gândesc că să găsesc răspunsuri pentru întrebările tale contundente. Da? Bun, încheiem aici. Ne vedem pe weekend sau marți și joi de la 20:20. O zi frumoasă și un weekend extraordinar. Pa!